printre cei care au primit astfel de bonuri de masă, de sărbători, eurotichet, se numără și angajații Consiliului Județean Gorj. Oamenii stau cu bonurile în buzunar pentru că niciun magazin sau supermarket nu le mai primește. Liderul de sindicat al Consiliului Județean Gorj, Gheorghe Grădinaru, susține că la nivel de județ 800 de persoane au primit astfel de etichete. Când le-ați luat de la ei, nu știați de problemă că o să intre în insolvență? Păi nu știa nimeni, pentru că nu-i prima dată, luăm de 3 ani de la ei. Și nu s-a știut nimic, nici ceilalți n-au știut, că mai vorbi cu ceilalți din țară. Și... Bine, și în Gorj sunt și alte instituții în situația asta. Care... Dar la noi din 800 sunt puține față de ce au rămas alții cu ele în brațe. Compania Eurotichet a intrat în insolvență la sfârșitul anului trecut. Magazinele nu au mai primit bonuri de la 1 ianuarie.